Sunt de un an la guvernare, aproape în una mai, și n-au renunțat la nicio măsură pe care am luat-o noi de a restabili echilibrele bugetare. Deși l-au criticat în permanență. Pentru că viața, asta e și în România și în Europa, e grea. Iar cu ce se laudă USR, care a întregit salariile bugetarilor? Vreau să știți că în 7 mai, când a venit Ponta la guvernare, n-a venit cu bani nici Antonescu pentru întregirea salariilor. E produsul muncii guvernului PDL și a președintelui. Pentru că această stabilitate se bazează încă pe acele măsuri. Și mai este incredibil și ne mai împrumutăm la niște dobânzi acceptabile pe piața internă și externă. Și am ieșit din procedura de deficit excesiv cu Uniunea Europeană, unde ne lăsase Tăriceanu în 2008 la 5,4% cu o creștere economică de 8% la un minus 5%. Acestea au fost eforturi pe care românii le-au plătit. Iar viața ne arată, și repet încă o dată, nicio măsură luată de noi n-au anulat-o și nicio măsură promisă de ei n-au făcut-o. Nici reducerea TVA-ului, nici reducerea TVA-ului la alimente, nici scăderea cu 5 puncte procentuale a contribuției de asigurări sociale, nici punctul de pensie 45%, amintiți-vă cu câtă forță declarau aceste lucruri. Niciuna nu a putut să le facă. Demagogie curată, i-au mințit pe oameni, le-au promis și n-au făcut nimic.